Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Așa cum am promis, o să vin cu mai multe detalii referitoare la căpșuni, pentru că am avut multe întrebări referitoare la cultura de căpșuni, în mod special cu ce le tratăm și cu ce le fertilizăm. Ei bine, din păcate nu pot să mai fac acel gen de materiale editate în care arăt exact cum anume le fertilizez, cum le tratez. V-am explicat și motivul pentru care nu pot să mai fac acel gen de materiale. O să încerc să răspund la comentariile cele mai frecvente, comentariile care sunt puse de mai multe persoane și acum, da, cu ce anume tratăm noi căpșunile. Eu am mai spus și în trecut că dacă este cazul și preferăm să tratăm cu produse pe care le găsim la magazinele de specialitate, la fitosanitare, tratăm în primă fază. Adică imediat în primăvara de vreme, când abia răsar plăntuțele, atunci tratăm cu produsele pe care le găsim la fitosanitare. Nu tratăm în momentul în care fructul deja este format și, bineînțeles, niciodată în curs de coacere. Cu ce anume am tratat, eu am mai făcut câteva videoclipuri și în trecut și am spus că dăm cu un fungicid și un insecticid în primă fază de creștere, primăvara de vreme, atunci când stropim și pomii. Din păcate nu știu produsele, ca să spun exact care sunt produsele, dar dacă găsesc pliculețele, o să vi le arăt, și că nu țin minte, și soțul se ocupă de tratamentul pomilor. Bineînțeles, noi alegem să stropim atât pomii primăvara de vreme, cât și plântuțele, pentru că este și contra fidelor, este un insecticid. De fapt, sunt mai multe insecticide, dar noi luăm, adică soțul ia ce găsește atunci, la momentul respectiv, când se duce la oraș. Eu nu am cumpărat niciodată, deci n-aș ști să vă spun exact. Și asta facem, dragilor, primăvară de vreme, preventiv, pentru că, așa cum bine știm, afidele, pentru că acei m-ați întrebat cum tratăm bio, păduchii aceia negri care se pun pe tulpini și pe la codița căpșunilor, sunt afidele negre. Și eu am spus preventiv, dacă aveți probleme grave, un atac masiv, recomandarea mea este să vă duceți să întrebați oamenii care sunt pregătiți în domeniu, specialiștii, și ei vă vor recomanda cum anume să vă tratați anumite boli. Dar acum eu vă spun cum procedăm noi. Și am spus, primăvara de vreme tratăm cu un fungicid și cu un insecticid. Și înainte de a porni în vegetație, mai facem un lucru, mai dăm și cu zeamă bordeleză. Este acea zeamă bordeleză care se găsește la piculețe, pentru că sunt de mai multe feluri. Deja preparată, este deja, nu mai e nevoie să praful la acela albastru să fie amestecat cu var și să se transforme în soluție, ci este un praf care se găsește la plic. Și are mai multe denumiri, oricum e pe bază de cupru. Sunt mai multe firme, mai multe denumiri, dar ca și idee este cupru până la urmă, care se amestecă, e praful acela care se amestecă cu apă și se stropește cu pompa atât pomii cât și culturile prin grădină. Noi am stropit și în seră, pentru că este și un fungicid cu spectru larg și dezinfectant în același timp, și cu zeama bordeleză stropim tot primăvara de vreme pomii în grădină, tot solul cu toate plantele plus sera, pentru că este, din punctul nostru de vedere,
cel mai bun când vine vorba de, mai ales de rănile la pom, în momentul tăierilor, când se fac tăierile, e bine să și tratăm acele tăieri cu o soluție cuprică. Așa. Deci asta este, vreau să menționez acest lucru, pentru că dacă aveți probleme foarte, foarte grave, cu un atac masiv, trebuie să vă duceți să întrebați specialiștii cu ce anume puteți să dați. Ca și soluții bio, dacă văd o problemă locală, dar eu nu stropesc bio doar dacă văd problema, eu stropesc preventiv. De exemplu, acum avem deja fructele deja formate și voi stropi câte curând, preventiv, nu că aș avea o problemă, dar preventiv, pe sol și în frunze absolut tot în jur, cu soluții, dar nu mă repet de fiecare dată. Se spune că odată la două săptămâni trebuie stropit cu un insecticid și fungicid. Eu nu fac odată la două săptămâni, ni fac mai des, pentru că atunci când problemele apar, e bine să le ținem, din punctul meu de vedere, să le eliminăm când ele sunt micuțe. Cum fac eu soluțiile bio? Și acum eu o să dau rețeta pentru toate insecticidele, nu doar la căpșuni. Există o rețetă de bază, rețetă în alb, ca și insecticid. Și asta presupune o lingură de ulei vegetal la un litru de apă, în care se mai adaugă și o lingură de săpun lichid. Acum, referitor la uleiul vegetal și la săpunul lichid. Uleiul vegetal, noi am folosit eu, pentru că eu mă ocup de lucrurile astea, am folosit de-a lungul timpului uleiul de floarea soarelui pe care îl folosesc în bucătărie. Bineînțeles, indicat ar fi ulei de in, dar nu am ulei de in. Și ce am mai făcut între timp, de-a lungul timpului, am mai folosit, în loc de ulei vegetal simplu de floarea soarelui, am folosit uleiul medicinal. La fel, o lingură la un litru de apă, în care am mai adăugat și o lingură de săpun lichid. Referitor la uleiul medicinal, el este divers, poate fi dintr-o singură plantă, mușețel, spre exemplu, infuzat în ulei, ținut... O să fac un alt videoclip, deși am mai făcut acest lucru. 2-3 săptămâni strecurat și folosit pentru unguente sau alte rețete, chiar și culinare. Săpunul lichid, de-a lungul timpului, am folosit săpunul de casă, pentru că în trecut făceam și săpun de casă, aveam timp să facem și săpun de casă și ne-a mai rămas, așa că îl folosim îngrădinărit. Este natural 100% și poate fi folosit cu succes și în grădinărit. Dar singurul inconvenient este când folosim săpunul de casă, este că trebuie mai întâi dat prin răzătoare, diluat apoi, așteptat un timp să se topească, să se dizolve bine, apoi iarăși strecurat, ca nu cumva să se înfunde pompa pe care o folosim eu. Vă spun sincer că de-a lungul timpului am cam stricat câteva pompe, pentru că nu am strecurat corespunzător soluțiile pe care le făceam. Deci, mare atenție când face soluțiile bio. Atenție la strecurare. Trebuie strecurat bine, indiferent ce folosiți, că folosiți macerate sau pur și simplu alte ingrediente din cămară. Trebuie strecurat bine ca să nu împundați pompa. Prefer să fac această mențiune. Iar soluțiile, v-am spus, nu e una singură pentru căpșuni, nu. Pentru căpșuni folosesc și pentru căpșuni și pentru alte plante aceeași soluție, dar asta este baza. La un litru de apă se folosește o lingură de ulei vegetal, fiecare ce are, și o lingură de săpun lichid, dacă, bineînțeles, săpunul lichid să fie cât mai blând, neutru. Ideal ar fi, dacă este cumpărat, să fie bio, dacă se, bineînțeles, dacă aveți norocul să găsiți aceste produse.
Dacă nu, săpunul de casă este ideal și dacă nu-l aveți, îl puteți găsi la Plafar. M-a întrebat cineva dacă musa e săpun de casă. Nu, puteți să cumpărați săpunul, îl găsiți la Plafar. Nu neapărat să-l faceți voi, pentru că e un procedeu destul de complicat. Nu... Și necesită foarte multă atenție. Este chiar și periculos dacă nu se folosește anumite măsuri de precauție, cum ar fi ochelari și mănuși. Cu ce am mai stropit, cu maceratul de urzică, dar bineînțeles nu am mai filmat pentru că de-a lungul timpului am făcut aceste videoclipuri și nu au avut prea mult interes, așa că am preferat să nu mai fac, să nu mai pierd vremea să filmez și să vorbesc despre, să arăt, să editez lucruri de astea, pentru că din păcate nu mai e timpul necesar. Și am renunțat la a mai filma fiecare pas pe care îl fac în grădină și fiecare ingredient pe care îl folosesc, fiecare rețetă sau lucruri de genul acesta. Acum doar povestesc și într-un viitor, dacă timpul îmi va mai permite și, bineînțeles, condițiile, anumite condiții, sigur că voi continua să fac. Dacă nu, nu. Ce măsuri am mai luat? Ce am mai făcut aici la Căpșuni? Ei bine, am plantat, vedeți, am aici usturoiul lângă Căpșuni. Fiecare plantă de Căpșuni are lângă, pe de-o parte și de cealaltă, usturoi. De ce? Pentru că usturoiul are proprietăți bacterii, antibacteriene, antivirale, antifungice și, evident, că ajută foarte mult plantele în lupta cu bolile, dar și cu dăunătorii, pentru că prin miros, evident, prin mirosul emanat, acționează și ca repelent contra insectelor dăunătoare. Deci este o metodă pe care o aplic și care și anul trecut am avut recolte frumoase aici la Căpșuni. Tot așa am pus usturoi. Dincolo, pentru că mai am câteva parcele, mai am plantat în alte parte usturoi, nu am apucat încă să-l plantez. Urmează de acum încolo, pentru că, vedeți voi, în momentul în care nu este suficientă apă, nici plantele nu cresc corespunzător. Acum că a plouat, mulțumim lui Dumnezeu, am avut câteva zile ploioase, a pornit totul. Deși noi udăm culturile, nu se compară cu ca atunci când vine ploicica de sus și pornesc toate, absolut tot în jur pornește. Iar acum am observat că au crescut multe buruieni pe lângă Căpșuni și trebuie mai întâi să mă ocup de acele buruieni. După care, după ce le scot din rădăcină, să plantez și în zona cealaltă usturoi lângă Căpșuni pentru a combate în mod natural bolile și insectele dăunătoare. În mod natural, pentru că prin rădăcinile practic se își iau substanțele importante prin rădăcini. Adică rădăcina de căpșună și ea de la rădăcina de usturoi toate acele principii active care acționează ca și fungicid, cum am spus, bactericid și insecticid. Insecticid prin miros. Da, dragilor, cam astea sunt. Ce mai folosesc ca și tratamente naturale, ce am mai folosit de-a lungul timpului și ce voi mai folosi, dar nu cred că voi avea timp ca să mai și filmez. Ei bine, folosesc insecticidul universal și pentru afidele de Căpșuni și pentru tot. Ceapă, usturoi, în sub formă de, poate fi folosită sub formă de macerat, adică pus o zi la macerat în apă, apoi folosit, sau dacă nu, infuzie, dacă vrem un rezultat mai rapid, sau decoct. Așadar, folosesc ceapă, usturoiul, pun și ardei iute, un ardei iute, nu exagerez cu foarte mult ardei iute, dar pun ardei iute la un litru, pun foarte iute chiar,
Mai adaug și o linguriță de scorțișoară la un litru de apă și toate lucrurile astea le folosesc, dar mă gândesc să fac totuși un alt videoclip, pentru că deja m-am lucit cam mult cu explicațiile și o să spun exact și cât folosesc și ce, câte rețete am folosit și ce voi folosi și de acum încolo. Doar să explic, nu să mai și arăt, căci din păcate timpul nu mai este cel care a fost odată. De asemenea, ca și fertilizant, să menționez și acest aspect. Am folosit macerată de uzică în primă fază, pentru că atunci, în primă fază, când ele cresc, au nevoie de azot. Și azotul îl luăm din maceratul de uzică, în general, cam din toate maceratele, pentru că din plante verzi luăm azotul. Dar din uzică, în mod special, fertilizăm cu azotul și urzica acționează și ca fungicid și bactericid și insecticid. Deci avem cam tot în primă fază de creștere când ele au nevoie de azot. Apoi dau cu cenușă, întotdeauna am dat cu cenușă, deși cărțile de specialitate nu menționează. De fapt, chiar sunt contra folosirii cenușei la căpșuni, pentru că căpșunile preferă un pH mai acid. Și cenușa fiind alcalină, bineînțeles că ridică pH-ul solului. Dar acest lucru se rezolvă cu... Mai scadem pH-ul solului cu ce? Cu oțetul de mere, dacă avem. Eu folosesc oțet de mere. Sau oțet simplu până la urmă. Dacă e să folosim radicular, adică să irigăm la rădăcină, în funcție, bineînțeles, și de pH-ul solului, atunci și folosim un 10, 15, chiar 20 maxim, 20 de mililitri la un litru de apă. Dacă folosim pe frunze ca și insecticid, se poate folosi oțetul de mere și ca insecticid, atunci o lingură la un litru de apă. Și mai scade și pH-ul, așa cum am spus, pH-ul solului, oțetul de mere sau oțetul simplu. Bineînțeles, se poate folosi și sarea, sarea de lămâie, tot în acest scop de a mai scade pH-ul solului și de a facilita absorpția nutrienților existenți deja în sol. Cum folosim sarea de lămâie? Păi o lingură, nu exagerat de plină, o lingură mai rasă de sare de lămâie la 10 litri de apă și se folosește radicular. Și în acest fel mai echilibrăm, dacă este prea ridicat pH-ul solului, îl mai scădem cu această soluție. Apoi, desigur că foarte bună este drojdia de bere ca fertilizant. Și se poate folosi atât drojdia de bere proaspătă, cât și cea la piculeț uscată. Eu am folosit și încă mai folosesc uscată, pentru că a expirat și am exagerat atunci în pandemie și am cumpărat cam multe piculețe și mi-a rămas acolo. Nu am reușit să le folosesc în alte scopuri culinare și atunci o folosesc, bineînțeles, se poate folosi fără problemă și în grădină. Sau drojdia furajeră, care este foarte bună și ea. Am mai vorbit despre ea. Și la fel, drojdiile acelea, prin activitatea lor încorporate în sol, favorizează extracția nutrienților deja existenți în sol. Pentru că e posibil să avem nutrienți în sol dacă noi am fertilizat în toamnă cu compost, nu neapărat în toamnă, și în primăvară compost, gunoi de grajdă, găinați de pasăre. Am avut grijă să îmbunătățim solul, așadar nutrienții sunt acolo, dar din cauza faptului că e posibil ca solul nostru să aibă un pH prea ridicat, plantele sunt de căpșuni care preferă un pH mai scăzut, adică un sol mai acid, să nu poată să își absorbă nutrienții și atunci noi trebuie să le ajutăm cumva, să creăm acele condiții necesare pentru ca ele să își extragă nutrienții care sunt deja în sol.
dacă am avut grijă să îmbunătățim, bineînțeles, solul. Noi am fertilizat în toamnă cu gunoi de pasăre, care se știe că este bogat în fosfor, potasiu și azot. Am fertilizat și cu primăvară de vreme, cu cenușă, cenușa fiind bogată în potasiu, fiind bogată în calciu, foarte mult fosfor, are foarte multe minerale și vitamine. Și au mai fost și alte fertilizări, dar nu cred că o să vorbesc acum de prea mult totuși. O să menționez de ce am fertilizat în toamnă, ca să puteți să aveți o idee. O evidență, pentru că m-ați întrebat și am zis să fac un videoclip explicit, astfel încât toată lumea să înțeleagă și să-mi cer scuze pentru faptul că nu mai am timp să mai fac acel gen de materiale tip documentare, cum mi-ați cerut, cu multe cadre, multe, nu mai am timp, subtitrări și toate alea, din păcate. Asta este timpul cu mine, nu este atât de prietenos și nu am cu cine să mă cert. Da. Cred că am spus așa în mare cam cum anume tratăm noi plantele de căpșuni și bineînțeles că o să revin cu alte răspunsuri la alte comentarii pe care le puneți. Dacă puneți, am spus mai mulți, ridic o problemă sau pun aceleași întrebări, o să vin și o să răspund mai detaliat dacă timpul îmi va permite, bineînțeles. Mulțumesc mult pentru atenție, toate cele bune, vă doresc, la revedere!